Bună ziua, bună ziua, oameni buni și dragi. Continuăm pe ziua de azi la Jijila. Suntem la Jijila pentru a merge la familia Ion, pentru doamna Anișoara, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, face 69 de ani. Dar în același timp îl felicităm și pe domnul Vasile, care în avans îl felicităm. Domnul Vasile, pe 30 noiembrie, împlinește frumoasa vârstă de 72 de ani. Rămâneți alături de noi să vedem cât de mult îi putem surprinde și pe doamna Anișoara și pe domnul Vasile. Bună ziua, bună ziua! Noi suntem de la surprize la domiciliu Tulcea și căutăm pe doamna Anișoara. Cine este doamna Anișoara? Să rămâne, doamnă! Bine v-am găsit! Dar îl rugăm și pe domnul Vasile să... Nu e acasă. Poftiți lângă doamna, vă rugăm frumos. Vă spunem noi. Doamna Anișoara, din informațiile noastre am aflat că și dumneavoastră astăzi faceți o frumoasă vârstă. Adevărat, da? Mai adăugați un trandafir la buchetul vieții. Ați mai întinerit cu un an. Domnul Vasile, da, și despre dumneavoastră știm că pe 30 noiembrie face și dumneavoastră o frumoasă vârstă, da? Adevărat? Am înțeles că împliniți pe 30 noiembrie 27 de ani. Adevărat? Da, pe un picioare, e adevărat. Da, 72. Adevărat. Cu această ocazie, cineva care vă iubește și vă respectă mult de tot, a dorit să vă facă o frumoasă surpriză prin intermediul nostru și să vă urez un călduros la mulți ani. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Da? Nu ne primeți? Până e cu sonă în peble, că se mace, o de servici, ștampilat de primărie, așteptat pe teritoriul comun. Ia spuneți, bănuiți cam cine ne-a trimis? Pentru doamna avem o dedicație muzicală pe care vă rugăm să o ascultăm împreună. Avem și un mesaj scris cu dragoste și dor. Avem o melodie și pentru domnul Vasile, dar mai întâi pentru doamna sa. Ziua măicuța noastră, ziua măicuța noastră.
zile bune. Pace, nu spunem când mă întoarce. Să te facem bucuroasă, să stăm cu toții la masă, să stăm cu toții la masă. Cel mai frumos dar din lume sunt copii. Rezamă frunte de mână, pentru noi nu ești bătrână, pentru noi nu ești bătrână. Și cum spuneam, avem și o dedicație pentru dumneavoastră, domnul Vasile. Ia să vedem. Nu prea. Mi-e sufletul mâncat, știi, frate, am depășit. Am venit cu gând curat, să vezi că nu te-am uitat. Să-ți spun cât te prețuiesc și cât de mult te iubesc, mă. N-am uitat copilul și timpul meu așa e dat de Dumnezeu, mă. Să-ți lași părinți, să lași casă și să-ți iei femeia aleasă. Așa-i pe pământ lăsat, n-am făcut niciun păcat, mă. N-am plecat să mă răspund pe meu tată bun și nici mâna de mama mea, vina n-o poartă nici ea, mă. Am plecat mâna de soartă și să știe lumea toată. Că-mi port cântecul prin lume, ca să fiți mândri de mine. Tată, despre-i tăi dușmani, ce te-au că bat din palme, cred că bat mai mult de foame. N-am să le fac voia lor, nici de-aș fi cam să mor. Chiar dacă trăiesc departe, pot să-ți fii oricând aproape. Cu siguranță melodiile au spus totul, da? Avem, cum spuneam, dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să faceți, dacă... Celor care ne-au făcut surpriza. Da. Nu v-ați dat seama încă? Nu. Cum spuneam... Da, da, da. Și tot ce doresc... Puneți-le din nou melodiile, ca să poate să prindă. Da, da, da. Mama, mama și tata sunt două cuvinte atât de simple, dar cu multe înțelesuri. Pentru puterea acestor cuvinte, puterea acestor cuvinte sunt, este nebunitoare. Avem pentru dumneavoastră, cum spuneam, și un mesaj. Un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Cât costă mesajul? Mult. Dragi părinți, cu ocazia zilei de naștere, noi vă dorim din toată inima toate gândurile bune, viață lungă împreună, sănătate, fericire,
iubirea alături de cei dragi, iar dragostea să fie cea pentru care merită să trăiești o viață. A fi mamă este incontestabil, o nobilă și divină vocație pentru care se cere o caldă și neobosită dedicare. A fi mamă înseamnă să-ți faci pernă din lumina lunii, să-ți înfrunsească mâinile în iarba rugăciunii. A fi mamă înseamnă să țești în pridvoarele cerului, noapte de noapte, un covor de lacrimi și tainice șoapte. A fi mamă înseamnă că în ciuda ploii și a ceții să crești purtător de corană aurie pentru veșnicie, chiar cu prețul vieții. Cu drag și dor, băiatul Nicu, Nora Petronela, nepoții Andreea și Alex. Dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți. Ne urăm multă sănătate, ne mulțumim de surpriză și o viață frumoasă să aibă. Să facem împreună cu toții un la mulți ani. Și noi, surprize la domiciliul Turcia, vă dorim un călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și îndeplinirea dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră. Toate cele bune și Doamne ajută! Și nu în ultimul rând, la toți ochișorii care au fost prezenți și v-au urat la mulți ani în număr mare, le dorim și lor multă sănătate și numai bucurii, toate cele bune și Doamne ajută!